Inconfundabilul, dar și necunoscutul Andrei Păduraru, consilier local acum PSD, dar în esența lui penelist convins, de Sandu, practic cunoscut drept omul lui Sandu, a avut o intervenție într-o conferință de presă la sediul PSD. Oare și ăsta e partidul lui Sandu? Eu, ca și consilier, aș vrea să trag un semnal de alarmă asupra birocrației din primăria Suceava. Eu, acum câteva luni, am înstrăinat un autoturism și am avut nevoie de cel puțin 40 de minute, o oră, ca să fac transferul de proprietate. Am să vă arăt ce trebuie să faci ca să faci un transfer de proprietate. Deci, mergi la ghișeu 1, pasul numărul 1. Mergi la ghișeu 5, 6 sau 7, ridici un formular, apoi îl completezi, te întorci la ghișeu 5, 6 sau 7. Cu formularul completat și restul de documente solicitate, mergi la ghișeu 2, 3 sau 4. Pasul 3. Primești o hârtie cu care mergi la caserie și achiți. Pasul 4. Te întorci cu chitanța la ghișeu 2, 3 sau 4, primești dosarul cu actele. Pasul 5. Cu dosarul cobori la ghișeu amenzi. Pasul 6. Urmează ghișeu 3 bis pentru că o ștampilă, pasul 7, urci înapoi la ghișeu 5, 6 sau 7 pentru certificatul fiscal. Asta am pățit eu ca și consilier, mai cunoscând oamenii din primărie. Un cetățean, cred că ia 2-3 ore să facă tot parcursul ăsta. În acest sens am făcut o propunere de hotărâre de Consiliu Local, am încercat să o depun la Consiliu Local, nu mi-a fost luată, am încercat să o depun la primărie, n-am reușit să obțin număr de înregistrare, așa că am să o trimit prin poștă, să vedem, poate ne bagă în seamă și pe noi, consilieri locali, cineva din primărie. Că domnul secretar, cum scrie în legea 215, ar trebui să ne ajute, să ne susțină în a face hotărâri de Consiliu Local, nu să ne împiedice și să nu ne dea aviz de legalitate. De șase luni de zile încerc să rezolv această problemă. Mă plimb de la secretar la primar, de la primar la secretar. Nu am altă variantă decât să trimit prin poștă o hotărâre, o propunere de hotărâre, să încerc să fac ceva, că sunt practic sabotat. Deci ați avut nevoie de 3 ani ca să vă dați seama de birocrația din primărie. Nu, eram conștient și acum fac un pas ca să încercăm să o rezolvăm. Păi de ce n-ați făcut de la început? Dacă nu plecați pe nicăieri, păi, dacă n-am avut contact direct, n-am știut. Dacă n-aveați o problemă, nu semnalați exact. Că se întâmplă ceva, nu? Dacă nu aveam contact și nu știam exact la care birouri trebuie să merg, nu aveam de unde să știu cum funcționează tot. Eu, ca și consilier, eu... Ca să vezi, greu cu propunerile astea de hotărâri de consiliu. Poate reușește.